care ne amintim mai mult de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut într-un staul din Betleem. Povestea nașterii lui Iisus a fost așa. De mult, Maria și Iosif locuiau la Nazaret. Într-o zi, au trebuit să dăduseră o poruncă dificil de realizat. Oamenii să se întoarcă la locurile care s-au născut pentru ca ei și familiile lor să poată fi înregistrați. Nimeni în diferite situații nu se poate potrivi. Iosif lucra ca tâmplar la Nazaret. De la ei de acasă, din Nazaret și până la Betleem, era un drum foarte lung. Așa că Maria a mers pe un măgăruș, pe drumurile bolovănoase și pline de gropi. Steluțele pâlpâiau pe cerul înstelat, când, în sfârșit, în zare, au văzut luminile Betleemului. Descris el. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Bucură-te!
Binecuvântată Fecioară Maria, Domnul este cu tine! Ridicați-vă și cântați cu noi, să lăudăm pe Domnul!